A, merge. Beteala. A, se termină repede. Beteala s-o pune de jur împrejur. Cu grijă, ușor. Domnule urs, ți-am spus de prima zi când ai ajuns aici că tu cu mine vei dormi. Tu nu m-ai crezut. Pupă-mă, mi-a mor! Al dracu, ce bine săruți! Bună! Vrei să facem bradul împreună? Să te dau un pic cu dăsta pe tine. Mamă! Mi-a dat cu dăsta pe ochi. E sclipici. Bine v-am găsit. Oficial am acaparat acest canal. Este canalul meu. În ce canal sunt acum? În ce canal dorm? În toate canalele. Vă salută fratele Fofi și din păcate pentru voi, din fericire pentru mine, faceți bradul împreună cu mine. Așa că o să vă arăt cum fac eu bradul. Pentru că boschetarul nu poate să facă, m-a lăsat pe mine și mi-a luat. Ce brad, că ăsta e pui de brad. E pui. Nici măcar nu e brad să miroasă. Eu vreau să miros molidul. Vreau să simt solidul. Lichidul, mă rog, vorbesc prostii. Pentru că este Crăciunul, m-am gândit să-mi fac bradul și o să-l fac în stilul meu. Adică mai am la dal așa. Bine ați venit la clip, să dați like, donații. Exact, nu știu, dar aflu. Haideți să facem bradul împreună. Uitați cum am pregătit aici. Zici că o aștept. Cum mă chema pe aia, mă, s-a bătut la televizi. Aia șmecheră grasă. Nikita! Nikita. Și că o aștept pe Nikita. Asta e lavă cu sonor. Și asta e fără. Pentru acest brad m-am pregătit cu șosete. Da. Vedeți? Am așa. Globuri mari, globuri mici, globuri medii, globuri mijlocii, frunze de pelin uscat. Mamă. Când eram mic la orfelinarul, noi puneam așa ceva în brad. Noi puneam o bădeană, 4 globuri și mâncam toate bomboanele, lăsam așa în ambalaj. Și voi ați făcut asta, nu? Deci, avem nisoare fake, nisoare fake, steluț. Ar trebui să mă pună pe mine pe poză brad. Steluță, globuri mari, globuri mijlocii, globuri medii, globuri mai mici, instalație. Asta e beteană? Da. Deci că e kingă de camion asta. Ia uite. N-are de-aia, prindere de-aia. E un brad mai sărac. Așa, că na. Vreau să mai donează în ultimul timp, da. Și o să vă arăt cum fac eu bradul, ca lumea. Haideți să schimbăm cadrul și să apăsați butonul de like. Donați. Să mă luați. Bă, dar de ce-ți făcuți ăștia, mă, mâncați ești gura ta? Acesta este bradul. Puteți vedea. E un brad în brad. Un brad care se face al brad. Bă! Da! Am 3 brazi pe care îi prodobesc. Că aparent se pare că e brad ăsta cu surprize. Da, ce să fac? Că 3 brazi. În loc să iau un brad, a luat un brad nebrad mai mult. Bagă, am simțul găurii, deși sunt virgin, să știți. Acesta este bradul. Frumos lui tata să-l mănânce tata. Stați așa, că-l fac acum și-l despodobesc în 2 zile, ce credeți? Mai am un moș Crăciun. Sau moș, nu știu ce ăsta. Am 2 moși. Un moș și un moș. Pe care o să-i pun sub brad. Că la mine nu vine moșul niciodată. Mă rog, mai vine, dar nu vine. Adică vine, dar nu-l simt. Și eu încă cred de moș Crăciun că e... Da, creierul meu a rămas un pic în spate. Stai să nu vă ardeți aici. Lumânare, să nu mor fără lumânare. Și cum se zice, cu lumină. E de-aia cu protecție solară? Ah, e de-aia pe baterie. Aha. Păi ce-au scos dracii ăștia, nebunie rău. Da. Prima oară, primul pas, cum să podobești bradul, trebuie să punem instalația pe brad. Eu sunt expert în a pune instalația și eu să vă arăt și vouă, pentru că este un mini brad, vă dați seama că trebuie o mini instalație, ca idee așa. Așa că în primul pas o să punem instalația pe brad. Dar aveți grijă că eu am pățit în alți ani. Moțul ăsta, eu am crezut că e vârful, e spatele, gen e jos. Deci ăsta trebuie să rămână jos. Așa. Și instalația se pune cu grijă pe brad să acopere fața lui. Așa. Bun. Să fie cât mai mare. Dar trebuie să și testăm instalația la început. Mă bag aceea. Ah, dar e pământare casa asta? Ia. Ba, luminițe! Merge. După care urmează
Globuri! Globuri! Globuri foarte importante pentru că globurile dau aspectul de umbrat pompos și sățios. Începem cu globurile mari. Globurile mari. Globurile mari trebuie puse în partea de jos. În principal pentru că sunt mai mari și pentru că e partea mai mare. Intră mai multe. Ca idee. Așa. Ah! Accidente de muncă. Dacă aveam și o gagică, o muiere, o femeie, m-am troglodit. Am pus pe instalație. Ah, tenis. Halep. Și de Crăciun se cântă colind. De, eu știu un singur colind, dar e mai porcos. Coboară sus, coboară jos. Coboară jos, tu moși frumos, ia mă dă... Am vrut să mă transform în pisică, am vrut să dau cu lăbuța. Dar o să dau cu laba după acest clip. Noroc că mi-a băgat tata în ac, că eu nu băgam cu nața niciodată. Așa. Păi frumos arată mâine, nene, mă. Am o idee. Ia uite aici. Mare șmecherie de brad. Pe spate nu pune că nu vede nimeni, stă cu spatele acolo. Așa. Mamă, ăsta e mare. Aici e aglomerație de globuri. Bun, mai avem de pus flori, flori. Aoleu! Avelea! Campionul mondial la darts. Astea e de-alea mai frumoase. Dacă am puține de-astea prea multe globuri. Dacă zgâlții un pic de el, cade tot. Eu vă zic de ce-l fac așa. Când vreau să-l desfac, doar pun o cutie lângă el și-l rabatez. În frec de două ori și a căzut tot. Acum, a, nu. Până la beteană mai e, dragă. Bun. Funde! Fundițe. Deci pune mâna așa. Fundiță. Asta se prinde. Aha. Ți-am zis, trebuie să se vadă bine doar din față. Aia e toate fundele? Beteala. A, se termină repede. Beteala se pune de jur împrejur. Nu consider o alegere bună suicidul. Beteala se pune de jur împrejur. Cu o grijă, ușor. Mă, ce-i mai grei de mine? Zi! Am vrut să-l iau în brațe, că de drag ce-mi e de el. Mamă, mi-a căzut astea din brat. Bă, da, prosul. Punem aici, punem aici, punem aici, punem aici. Le călicam. Le-am pus și pe alea care au căzut, vezi? Da, frumos, frumos. Bun, continuăm cu beteala. Coze. Bun, beteala continuăm aceea. Di, calule, di. Am avut cal când era mic. Cal și căruță, care mi-i place bradul meu, să mă ia de... Aolo! Stai! Bă, dar ai chel în față aici, mă. M-am luat căldurile. Și ultimul pas, foarte important, stema. Cap și pajură. Stema trebuie pusă cu grijă. Trebuie întâi, ca în filme, să luăm un scaun, să ajungem în vârf. Punem-o. Culcat! Scaunul acesta a prins un pic războiul, dar n-am ce să fac ca să punem stema. Ne-am urcat aceea. Parcur! 3, 2, 1... Wow! Cine a luat bradul ăsta? Ah, mai avem și praie. Pe care le alegeți? Albu sau maro? Maro ziceam și eu. Aaaa, atacat! Și acum facem frumos așa. Bă, n-are nimic în el. Aha, bă, da. Nicu, tini, kege, tini, tingeri. Tini, tini, Nicu, tini, tingeriu sunt eu. Frumos, dăm pe carene aici. Îi dăm și cu ăsta alb, dă-nea. Mamă, dar are motul ăsta spre mine. Wow, frumos, lateral. Acum are aspect de lins. De lins. E mai alb. Și mai avem, se mai pune ceva. A! O jucărie. Un camion. Doi camioni. Moș Crăciunii care merg cu camionii. Frumos. Și acum momentul adevărului. O să sting lumina să vedeți creația, da? Hai, comandă vocală. Alexa, oprește lumina. Aia zic. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1. A! Fudoză. Mai ne are pământare aici. Aoleu! Ta-da! Frumos!
Bradul frumos se face sățios. Bradul frumos făcut. Am vorbit cu nelem? Am vorbit pe... Se-ți dalea bagaboate! Vă aprindeți, vă stingeți când vorbesc frumos cu ea. Frumoasele lui tata, ce drăguțe sunteți. Sunt bipolare. Nu! Romina! Iisus, da. Uite, exact cum am zis. E frumos, frumos. Arată bine. Acesta este bradul făcut de mine. Romina, Alexa. Ești fata ascultătoare. Sper că v-a plăcut. Sper să fiți și la despodobire. Și... să vă face și voi bradul frumos. Și nu uitați, am și o canal de gaming, că acolo sunt mai mult șefu. Eu, Conacu Gaming, este de fapt Fofi Gaming, da? Pe Conacu Gaming, mă găsiți acolo la 5M, mai mereu. Și eu chiar am avut emoții când am făcut bradul. Bradul este frumos, foarte frumos. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că vă place creația mea. Să-mi scrieți și mie acolo în comentarii dacă au ce notă merit pentru bradul ăsta. Dacă chiar merit o notă frumoasă. Conacul mă face prost. Eu cred că-s deștept. Să nu mai lungim. Bradul meu este cel mai frumos. Intră. Ce drag faci, mă? A? Nu te-ai băgat să faci bradul, înțeam să-l fac eu? Băi, auzi cum e, știi ceva? Bradul ăsta e viața mea, uite ce frumos l-am făcut. Vrei să arunc cu bradul pe tine, ai nebunit la cap? Mă, ți-am zis că să nu faci tu bradul, că-l faci urât. Te rog frumos să mă lași. Handicapat ai făcut. Filmam și-o pentru contul meu de OnlyFans și vreau să postez și-o acolo. Te-ai făcut cont de OnlyFans? Da, da. Bravo. Băi, nu-l face, că oricum îl arunc pe geam. Mă, lasă-mă, hai. Hai, Fofi, lasă vrăjilele și despodobește bradul. Fă-te că mă cauți pe afară. O să-l arunc pe geam. Pa. Bun, acum că am rămas doar noi, să rămână între noi și să fie voi, ne vedem la următorul clip unde sunt eu participant, rămâneți cu ochii pe canal.